Salut, sunt Andy. Și mă întorc imediat, doar o idee genială și v-am dat peste cap. A început ca o glumă, dar acum nu e bună. Tot orașul strigă în cor. Hey! Hey, cel mai mare, cel mai tare, dintre părcălii. Jake, sunt un pop, un factor, un artist, un spot. Concursul de atletism. Vă vine să credeți? Alerg într-o cursă și sunt în frunte. Dacă vă țineți după mine, o să vă explic de ce fac asta. Gen, nu vine să cred. Frate, tu cu mânuțe de fetiță chiar vrea să participe la concursul de atletism al școlii. Andy, se pare că vrei să faci mușcări în sacul ăla. Nu ai deloc condiție fizică. Să nu credeți asta. Mi-am exersat mintea. Am făcut flotări în minte, adică în creier. Au! Da. Și ai cu mai puțin de 5 kg și acolo. Dacă aș fi fost mai mic cu 20 de centimetri și 15 kg mai slab, atunci... Tot ai traversat strada dacă l-ai vedea că vine. Ești un prieten adevărat, Danny. Nu vreau să știi asta de la mine. Și oricum are dreptate. De ce vrei să te duci la concursul de atletism? Te rog! Nu mai o glumă proastă, că Craig poate fetea o distracție în asta. Și ce ai în sac? Ceva pentru adevăratul sport al zilei. Cum să scap de concursul de atletism? Iată-l! Oh, ce zi minunată pentru concursul de atletism! Domnule De Rosa, puteți semna adeverința asta medicală pentru Andy? Larkin, ce am mai pățit de data asta? Este foarte grav bolnav. Ceva de genul că nu-și poate mișca picioarele. Nimic nu e mai rău decât ca un elev să fie bolnav. Domnule De Rosa, nu vă faceți griji. Anul acesta o să câștig din nou concursul de atletism. Nu mă îndoiesc. Domnișoara Larkin, vă rog să-i transmiteți sănătate din partea mea fratelui dumneavoastră. Poate că Andy e bolnav la cap, dar în afară de asta e bine, sănătos. Bolnav la cap? E bună! Pentru asta tu și cu Larkin aveți o săptămână de detenție. Dacă nu vă văd pe amândoi în 20 de minute pe pistă, o să vă folosim pe post de garduri. Mă rog, nu a fost prea frumos. Gata, vine, ești pregătit? Stai puțin! Adu-l aici! Domnule De Rosa, veniți repede, Andy! Ce mai e? Am mâncat o brioșă la cantină și l-au apucat durerile de burtă. Larkin, ieși afară! Știi cum se spune? Cine s-a fript cu ciorba, suflă și în iaurt! O, caseta asta cu cele mai bune sunete oribile din toate timpurile a fost cea mai bună investiție! Ușurel, Larkin! Mă duc să aduc asistenta! Așteaptă aici! Nu pot să stau, trebuie să plec la sport! Lasă asta, ești învoit! Așteaptă să mă... Dacă nu sunteți pe pistă în 10 minute, o să vă folosim pe post de țintă la concursul de aruncare cu sulița! Și amândoi o să primiți încă o săptămână de detenție pentru cascadoria asta mică. Ei, asta e. Nu te grăbi, poate că antrenorul o să fie mai îngăduitor. Era și timpul să apăreți. Amândoi o să fiți în grupa B alături de Craig Bennett, Jervis, Leek și Leech. Ce s-a întâmplat aici? Îmi legam pantofii de concurs în tribună când am fost lovit cu o minge medicinală. Am căzut peste toate cele 14 trepte ale tribunei. M-a durut. Nu-ți face griji, Larkin. O să simțim lipsa astăzi, dar e clar că nu ai cum să participi la acest eveniment. Mie de blesteme! Ce v-am spus? E cel mai tare! Larkin, ce mai pui acum la cale? Ce oribil!
De fapt, ăsta e ketchup. Asta înseamnă 3 săptămâni de detenție. Domnule antrenor, cred că Andy are nevoie de mai multe exerciții de încălzire la antrenament. Știu foarte bine la ce vă gândiți. Hai, Larkin, și bunica mea poate face o flotare mai bună în 4 ore de la spital. Chiar trebuie să fac toate cele 100? Lasă-o în balta. Cred că un abdomen te-ar termina acum. Și oricum trebuie să începem concursul. Bună, Andy! Lori, bună! Ce se mai întâmplă nou? Am fost însărcinată să scriu un articol pentru ziarul școlii. Știi, despre concursul de atletism și un interviu cu învingătorul. Super! Știi, poate după școală poate facem ceva împreună, mă gândesc. Doamne, scrișim împreună! Da! Când planetele se aliniază, trebuie să profiți de treaba asta. Hei, Larkin! Așa trebuie să faci flotări. Ai aflat? Antrenorul ne-a pus în aceeași grupă. Dacă mă urmărești cu atenție, poți să înveți și tu niște lucruri. Larkin, dă-mi voie să te ajut. Hei, dă-mi înapoi! Imediat să-mi dai! Dacă asta vrei, Larkin, chiar nu înțeleg ce cauți tu aici. Surioara mea cea mică e mai puternică decât tine. Par supărat, maestru al farselor. Supărat e puțin spus. Crede-mă. Lui Craig o să-i pare rău că m-a cunoscut după participarea la concursul de atletism. Am crezut că ideea era să nu particip la concurs. S-a produs o mică schimbare de plan. Craig Bennett, cel mai mare ticălos, concurează împotriva lui Andy Larkin, cel mai mare maestru al farselor. Bine, grupa mea! Prima etapă este aruncarea ciocanului. Deci, tu urmezi. Eu urmez. Ce pot să lovesc? Spuneți-mi. Nu, băieți, nu ăsta e scopul. E timpul să înceapă lecția de umilire. Să nu vă mai furișați așa niciodată. Scuze. Ei, ce vreți? Eu, Tamerlan și Shadow suntem cei mai mari admiratori ai operei tale. Operei mele? Mașina mea! Farsele tale sunt legendare. Ne întrebăm dacă am putea să stăm și noi pe lângă tine să facem câteva fotografii. Știi? Să învățăm de la un profesionist. Craig, tu urmezi. Îmi pare rău, micuților, dar astăzi nu se poate. Mi-ați sta în cale, mă înțelegeți. Puteți urmări însă de la distanță. Am înțeles, maestru al farselor. Vreau doar să vă mai spun că sunteți eroul meu preferat. He, ce puș simpatic. Mi-aduce aminte de mine când eram la vârsta lui. Capetele sus! Nu a fost corect, vreau să repet. Genial! Ei, știi ceva? Poate ar fi ceva cu care totuși să mă ajute. Domnule antrenor, cei din clasa 6 se joacă din nou cu mingile medicinale, să știți. Au, delicvenți ăștia mici! L-am rugat pe Berman și micuții lui prieten. Mi-au adus tot lipiciul de care avem nevoie în 2 timp și 3 mișcări. Craig aleargă pe pistă, hai! Excelent! La fix, hai să mergem!
pe pista mea, deșteptule. Ești o mașină a vitezei. Poți să zbori, tu ești vântul. Tu ești numărul 1, Craig? Ăsta o să-i dea un subiect bun lui Lori pentru ziar. Penacuri, fiți gata! Andy, el nu se apropie de garduri ca să le poată atinge. Nu o să meargă. Oh, Craig! Craig, atenție la poze! Oh, degetele mele! Pasă la pământ! Jervise primul, Danny al doilea, Andy al treilea. Craig al patrulea, Nick și Lake sunt ultimii terminați. Al patrulea? Ce vrei să spui? Ăsta e cel mai important concurs al meu. E, acum nu mai e. Hei, ce-i asta? Ăsta nu e lipiciul pe care îl folosesc copiii de la grădiniță în clasă? Obraznicii ăia, stai să vezi ce o să pățească după ce o să pun mâna pe ei! Asta e cea mai jalnică chestie pe care am văzut-o vreodată. Sunt broște care sar mai sus. Nu contează, oricum este cea mai tare chestie. Ia priviți. Ta-da! Jervis, tu urmezi. Bine, domnule antrenor, ridicați bara cu 1,5 metri. Luciu de buze cu aromă de cireșe. Perfect. Am nevoie de o mică diversiune. Nici vorbă, nu e bine. A trecut de ea fără să o atingă. Cum? N-a fost o săritură bună pentru că nu a rămas acolo sus. A sărit și bim! A aterizat pe salteaua asta mare. Mai tacă-ți, Leanca deșteptule. Îmi disturbi concentrarea. Bună săritură, Jerf. Cred că din cauza că a stat cu Larkin mereu mintea i-a luat o razna. Mai ridicați-o cu 1,5 metri. Dacă Craig reușește săritura asta, va ajunge din nou în frunte și va stabili un nou record al școlii. Descalificat! Cineva mi-a dat cu grăsime pe prăjină! Cred că e Luciu de buze! Cine și-a pus Luciu de buze pe prăjina mea? Vreau să refac săritura! Pleacă de aici, Bennett! Nu se reface nimic! Dacă aflu că ai avut vreo legătură cu treaba asta... Nu te uita la mine, aroma de cireșe nu e preferata mea. Hey, Larry, ce păcat de Craig, nu? Ei, poate să câștige dacă iese primul la proba de alergare. Crezi tu? Mă rog, așa cum spuneam mai devreme, poate după școală, noi doi, știi? Sunt cel mai bun! Sunt cel mai bun! Jervis! Felicitări, Jervis! Tu ești în frunte acum! Ar trebui să cheme pompierii pentru că sunt în flăcări! Mă gândeam că am putea ține interviul învingătorilor într-un loc drăguț, un restaurant. De necrezut! Când mă concentram asupra lui Craig, șarpele ăsta de Jervis s-a vârât în inima lui Lori. Am căzut din lac în puț, firar să fie. Anul acesta, în loc să alergați de 60 de ori în jurul stadionului, avem permisiunea să alergați prin oraș. Trebuie doar să urmăriți săgețile. Totul e aranjat! Pe locuri! Fiți gata? O să leșim după 10 metri, Alice!
E uimitor că ăștia rezistă în școală totuși. Așa e mai bine. O să le arăt tuturor că Craig este cel mai tare. Tu ești vântul. Mip, 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 mip. Mama mi-a spus să nu vin niciodată în partea asta a orașului. Îi vezi cumva? Încă nu. Nimic nu-i oprește pe băieții ăștia. Cursa nu e încă pierdută. Trebuie să-l sun pe Maș. Sunt concentrat de prune, copii. Dacă apare în următoarele 2 minute, o să bat recordul. O să reușesc! O să reușesc! Oh, ei, obraznicilor, adică copilași, ce ziceți? Mă lăsați jos? Am niște înghețată pentru voi. Nici o înghețată nu poate să șteargă amintirea acelei bătălii teribile pe care ne-ai dat-o. Pregătește-te să-ți primești pedeapsa. Da, da, aleargă, tigrule, o să reușești. Am câștigat, am câștigat, am câștigat, am câștigat. Haideți, măi, dar nu o să folosiți prosoapele alea ude pe unchiul vostru Craig, nu? Mă rog, arătați un pic de milă. Hei, unde se duc? Habar n-am, poate că spre linia de finish. Până la urmă e o cursă, nu? Nu uitați, eu trec primul linia de sosire. Întâlnirea cu lor e cald și făcută. Înțelegi? Nota, vă rog. Dacă mă duc în jos, iau și pe tine cu mine. Hei, am câștigat. Am reușit. Renunță. Renunță. Tu să renunți. Felicitările mele, Denis! Tu ai acumulat până la urmă cele mai multe puncte. Tinere, ar trebui să fii foarte mândru de tine. Bene, ce pot să spun? Cred că succesul tău de 9 ani trebuia să se oprească undeva, nu crezi? Chiar că te-ai lăsat pe tânjeală. Dar, domnule antrenor, am fost sabotat. Au făcut-o copiii de la grădiniță. M-au agățat de un copac și... Oh, îngrozitor, a fost îngrozitor ceea ce mi-au făcut. Știi, Bennett, nu poți da vina pe altcineva de câte ori pierzi o cursă. Fii bărbat! Hei, Lori, am încercat toată ziua să te întreb. Ce zici dacă noi doi am ieșit împreună după școală? Andy, nu cred că o să am timp. Trebuie să iau interviu campionului la atletism. Felicitări, dragă Denny! Îmi trebuie un interviu pentru ziar. Putem să mergem într-un loc mai retras? Poate la un restaurant? N-am știut că ești atât de atletic. Păi, fie vorba între noi, eu încerc să mă mențin în formă. Simți? E tare ca piatra, uite. Oh. E, cam asta a fost cu prietenul meu. Sigur, el va deveni un mare atlet acum, dar totuși... Hei, Andy, am câteva poze super cu tine în acțiune. Vrei să le vezi? Da, aici nu făceai sport. Da, ești tu, știi, când făceai farse. Prima regulă a farselor este să nu păstrezi evidențele. Acum eu ar trebui să plec, să știți.
Iată-vă, ăsta este motivul pentru care alerg într-o cursă și sunt foarte, foarte în față. Larkin, când o să pun mâna pe tine, nu o să mai poți merge, dar aminte să alergi. Și cât de mult timp îți ia ca să te obișnuiești cu pantofii de alergat? Și în plus este extraordinar ce poate face puțină frică și niște adrenalină. Mi-ar plăcea să mai stăm de vorbă, dar trebuie să fug!